Din dorința de a-i familiariza pe liceeni cu viața de student, de a-i ajuta pentru o mai bună orientare în carieră, de a reduce rata abandonului universitar, ligile studențești din Universitatea Politehnică Timișoara îi provoacă pe elevi să participe la două tabere de vară, organizate în cadrul UPT, unde vor avea ocazia de a avea o vacanță activă, inedită, plină de experiențe interesante. În perioada 14-24 iulie 2024, Liga Studenților Chimici din Timișoara, în parteneriat cu Facultatea de Chimie, Industrială și Ingineria Mediului, organizează a doua ediție a Universității de Vară, a cărui scop este de a le arăta elevilor de liceu, din clasele a 10 -a și a 11 -a, cum se desfășoară o zi din viața unui student la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timișoara. Acest proiect constă într-o tabără de vară unde elevii vor participa la cursuri și laboratoare în cadrul a patru subiecte de studiu din domeniul chimiei și mediului și vor efectua vizite la firme partenere din domeniu. Înscrierile se fac până în 26 iunie 2024, iar doritorii vor trebui să completeze un formular online. Electronic Summer University este o universitate de vară dedicată elevilor de clasa A11 -a și este organizată de Liga Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații, în parteneriat cu Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale și mai multe companii. Participanții vor avea parte de cursuri și laboratoare interesante, predate de profesorii din UPT, dar și de workshop-uri la diferite companii din Timișoara, unde vor avea ocazia să vorbească cu oameni de succes din domeniu și să-și facă o idee despre ce se întâmplă după terminarea studiilor medii. Perioada de desfășurare a proiectului este 21 august 3 septembrie 2024. Timp de două săptămâni, 100 de participanți vor fi cazați în căminele UPT, unde vor putea cunoaște campusul studențesc. Participarea la proiect este gratuită, perioada de înscriere este 27 mai 30 iunie 2024.